Jador este unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai momentului. Acesta are concerte în toată țara și mereu este pe drumuri. Seara trecută, în timp ce se afla într-un concert în Constanța, Jador a avut parte de un incident neplăcut. După ce a terminat de cântat și a plecat cu restul formației înapoi la mașină, cântărețul s-a trezit cu geamul mașinii spart, iar coșmarul nu se oprește aici. Din mașină lipsește portofelul cântărețului. Jador a anunțat că nu îi pasă de banii din portofel, ci de acte. El are nevoie de buletin pentru a se deplasa la concertele următoare, în special la unul pe care urmează să-l aibă în Germania. Chiar dacă momentan nu și-a recuperat actele, cântărețul este acum în drum spre Câmpia Turzii, unde urmează să aibă un nou concert. Te duci la spectacol și uite oamenii ce fac la mașină, ia uite ce a făcut la mașină. Nu mai avem geam. Ia uite și ce a făcut la mașină. Cel care a luat portofelul din mașină, te rog frumos, ia banii, golește-l și du portofelul. Aruncă-l la o secție de poliție, trimite-l, fă ceva ca să fie bine. Uite, duci la Ghiunai acasă. Ghiunai? Da. Se ducă portofelul la tine. Care ai furat banii, ține-i tu să fii sănătos, dar adune, frate, portofelul, că avem plecări, ne trebuie buletinul. La mine acasă, în Constanța, pe asemănătorului. Aduceți actele, portofelul. Te rog eu frumos, că trebuie să plec în Germania, pup.